Intenția Consiliului Județean de a muta la Gura Ogniței secția de psihiatrie cronice a Spitalului Municipal Târgoviște a stârnit valuri de nemulțumiri din partea medicilor acestei secții, care s-au strâns în fața prefecturii Dâmbovița într-un protest spontan. La simulacrul de dezbatere publică organizată recent de Consiliul Județean Dâmbovița, șeful Florin Popescu s-a bătut cu pumnii în piept că nu va desființa psihiatria și nici nu o va muta la Gura Ogniței. Protestul cadrelor medicale a arătat însă că intenția reală a autorităților județului a fost să fie totuși mutată, fără să se țină cont de niciun argument medical, legal sau economic. Protestatarii au intrat în dialog cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița abia după apelurile insistente ale jurnaliștilor TVR Press și Jurnal de Dâmbovița, fără de care Florin Popescu nu ar fi vrut să stea de vorbă cu medicii din fața cărora plecase făcându-le cu mâna. Acum 10 minute au venit la Spitalul Municipal de Târgoviște domnul doctor Deftu, doamna doctor Marcu, deci conducerea Spitalului Județean actuală, și doamna doctor Chivu. Motivul vizitei dumnealor pe secția noastră, să vadă dacă spațiile sunt bune pentru ca dumnealor să-și extindă secțiile actuale ale Spitalului Județean în sediul nostru de la platformă și noi să fim mutați la Gura Ogniței. Deși am primit asigurări de la Consiliul Județean că vor analiza cu atenție memoriile noastre în care aduceam argumente de ordin medical, legal și economic, această mutare ar fi un dezastru și subliniez un dezastru pentru pacient, pentru că în multe dintre ședințe și memorii și puncte de vedere exprimate în legătură cu această mutare, am auzit despre reforma spitalelor, despre cum trebuie să facem managementul, că sunt probleme cu doctorii care nu vor să se mute la țară, dar n-am auzit o clipă pe cineva să întrebe cum va face bolnavul de la Corbii Mari și de la Șelaru să rezolve problemele psihiatrice, cât costă o ambulanță și ce se întâmplă pe timpul un transport de aproape 2 ore cu un bolnav agitat și cu prognosticul lui vital. Despre protestul spontan al medicilor de la psihiatrie, pe larg într-o ediție specială a emisiunii Camera de Gardă.